Un bărbat de 34 de ani a fost prins cu droguri în mașină. Acum oamenii legii cercetează cazul, iar apoi se va decide soarta bărbatului. În data de 21 august, în jurul orei 4, polițiștii secției 3 urbane Timișoara au oprit pe bulevardul Dâmbovița din Timișoara un autoturism condus de către un bărbat de 34 de ani. În urma efectuării controlului, în interiorul autoturismului condus de către bărbat a fost găsită o folie ce conținea substanțe vegetale susceptibile a produce efecte psihoactive. Aceasta a fost ridicată și sigilată, fiind înaintată către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara pentru continuarea cercetărilor. Totodată, în urma testării bărbatului cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive, acesta fiind condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale, transmit reprezentanții IPJ Timiș.